Târg de mărțișoare inedit în acest weekend în municipiul Oradea. Numeroși meșteri populari au venit să-și prezinte creațiile realizate pentru 1 martie, inspirate din elemente tradiționale specifice țării Crișurilor, la târgul organizat în curtea Muzeului Țării Crișurilor din Oraș. Este primul târg organizat de către instituția noastră de mărțișoare. Este corelat acest târg cu o săptămână care tocmai s-a încheiat de ateliere adresate atât copilor cât și adulților, ateliere de confecționat mărțișoare tradiționale. Muzeul nostru alături de trei meșteri populari au confecționat mărțișoare, atât mărțișoare din mărgeluțe, din ceramică, cât și mărțișoare dulci, putem spune, din turtă dulce. Mărțișorul este un obiect dorit, așteptat în fiecare primăvară. Ne bucurăm atunci când îl primim și îl purtăm cu drag pe tot parcursul lunii Martie. Am venit cu mărțișoare, mărțișoare tradiționale și dulci, gustoase. În prim plan am, am reeditat un bănuț care se purta pe vremuri și eu l-am făcut din turtă dulce. Am făcut și alte modele cu cifra 1 care este pentru 1 martie, da? Așa. Am mai făcut și cu ghiocei care este totuși tot de fapt vestitorul primăverii. La Oradea am venit anul acesta cu mărțișoare ceramice realizate din lut, ars în cuptor, exact așa cum se ard vasele ceramice făcute în zona noastră a Beiușului. Toate mărțișoarele pe care le-am realizat sunt pictate manual, dar modul în care am lucrat a fost poate diferit la unele. Acestea, de exemplu, este realizat prin amprentare de plante uscate pe lutul crud și abia după aceea le-am băgat la ars în cuptor. Târgul de mărțișoare este deschis și mâine între orele 10 și 17, iar orădenii sunt așteptați să achiziționeze creațiile inedite realizate de meșterii populari.